Dragii mei, viacul nostru a fost tulburat de trei mari curente care au semnat în sfârșit sentința distrugerii ortodoxiei. A fost hitlerismul, a fost hitlerismul acesta cel sălbatic, a fost apoi cei din Răsărit, armata roșie, care în sfârșit au căutat mereu să distrugă nu alt plan decât pe Hristos, să scoate din sufletul și inimile oamenilor. O dovadă puternică este că acest canal de care se vorbește atât de mult, acest locul răzut civilizate și de-a le-am întâlnit, nu știau cu unii merg, mă, unii poartă albă. Unii poartă albă se mergeau cu o căruță, cu un cal, cu doi boi și veneau să treacă aici la muncă, pentru că orice țăran din orice loc al țării era amenințat să nu îndeplinească norma la canal băit cu tine. Deci canalul a fost motivul puternic de consumare, de distrugere energiei spirituale. Sigur că aici am început, a fost un plan simbol să facă o legătură Marea Neagră, canalul București. Au vrut să rupă legătura în sfârșit sistematică de gurile Dunării, pentru că rușii nu vedeau bine o stăpânire străină afară de ei în planul lor de intrarea în plasă de salvare și ca creștinismul. Oare nu era nimic în sfârșit drept și corect sub forma aceasta falsă de salvatori ai creștinismului să-și întindă scopul lor până la Constantinopol? E bine, în toate sunești energii spirituale care s-au produs în sânul neamul nostru, oameni care au văzut cu multă vreme înainte o stare rușilor în România înseamnă obsificarea Europei. Și iată că la ora aceasta putem spune cu adevărat o Europa nu mai este creștină, nu mai e Europa decât o cârpă repădată la Moscova și Occident. N-au reușit să cucerească hitlerismul această poartă asupra creștinismului pentru că nu i-a ajutat Dumnezeu. Au intrat în sfârșit în lumea aceasta lor cu nici sine Deu era pe, ca pe cartușele și pe toate hainele lor cu nimic fără Dumnezeu. Dar ei n-au venit în plin și mânică cu Dumnezeu. Și erau atei și ei. Erau și ei, dar voreau un lucru important, să ne împingă pe noi, peste Rusia, peste Nistru, iar ei să vină să se întingă în locurile noastre. Asta era scopul lor de altă dată. Dar toate lucrurile acestea, dragii mei, martirii, mărturisitori, nu au fost numai atunci, sau și acum, mamele noastre, preoții noștri care stau de strajă, mănăstirile noastre, în slujbă și în rugăciuni permanente pentru bună stare a neamului creștinesc, nu mai sunt însăjită altă gardă. Este mama care naște pruncul. Naște pruncul și îl îngrijește ori și zile întregi să-l facă om. Dar nu orice om. Să-l facă om după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Că toate conștiințele noastre să, mă rog, să pune în cap că ei pot să creiască omul nou. Omul nou nu se face cu creionul, nu se face cu sușetă de la masa de lucru. Omul nu se face de conștiință. Oare conștiința e aceea sămânța lui Dumnezeu în om, după care și martirii, adică ale noștri, au avut sămânța aceasta de tine. Mama care o stenește, omul, savantul, omul de literatură, abia până la abia, care brânză, bărbate zăboarele cea de cerului, au tot rostul lor de martiri, de oameni care au contribuit la viața civilizată noastră creștină.
Se poate suferi aceste lucruri în umble sub de admirație, pentru că n-al preasfințitul Domnul s-a dat această ocazie să ne întâlnim aici, să stăm cu picioarele pe vârstul martirilor. Acum e cobar din cer. S-a prins din flori mărare de la ei, să ducem mai departe lumina lui Hristos și închei cu bucuria Hristos a înviat. Mulțumim, Părinte, Arhimandritul Sfânt, și rugăm pe Bunul Dumnezeu, iată, să primească această ofrandă în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, să ne dea nouă tuturor sănătate sufletească și trupească și înțelepciune ca să putem să ducem flacăra credinței mai departe și cu ajutorul unor modele de mărturisitori. Ce sunt Sfinții Români pentru noi? Toți Sfinții Români pentru noi sunt frații noștri mai mari care ne-au dat nouă modelul de a ajunge la Hristos. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să avem fiecare dintre noi această putere de a mărturisi credința, nu numai în gândul și în rugăciunea noastră și în cuvântul nostru, ci să o mărturisim cu jertfă, cu dragoste, cu bucurie, știind că prin credință noi ajungem până la Cerul Cel Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu în Cerul Cel Sfânt al Său ne luminează, ne îmbrățișează și ne odihnește în vecii vecilor. Amin.